În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi, iubeților, este numită a Sfinților Părinți după trup sau a strămoșilor după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos. Este duminica imediat înaintea sărbătorii nașterii Domnului și ați auzit întâi o lungă înșiruire de nume. Este arborele genealogic al Domnului nostru Iisus Hristos, care începe de la Avraam, continuă cu David, regele, și se termină cu Iosif. Vă veți întreba de ce a fost necesar ca Sfântul Evanghelist Matei să-și înceapă Evanghelia cu acest arbore genealogic după trup al Domnului Hristos, când știm că El a fost Dumnezeu, dar a fost și om. Și pentru ca evanghelistul să demonstreze omenitatea lui Iisus Hristos, i-a dat genealogia aceasta glorioasă. O genealogie care, repet, începe de la Avraam și se termină cu Iosif și deci cu Fecioara Maria, iar Sfântul Evanghelist Luca o ia invers, o începe cu Iosif și o termină cu Adam, Fiul lui Dumnezeu, așa-l numește el. Ei bine, iubiții mei, toate acestea fac parte din economia mântuirii, adică din rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în legătură cu mântuirea noastră. Pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, să ne mântuiască pe noi, așa cum rostiți în crez, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, adică a devenit om asemenea nouă. Așa a găsit Dumnezeu că aceasta este soluția cea mai potrivită pentru ca să ne mântuiască. Să-L trimită pe Fiul Său și acesta să se încarneze, să se întrupeze, să devină om asemenea nouă de carne și oase, având toate virtuțile și slăbiciunile noastre în afară de păcat. În rest tot. El a venit să se nască, să crească, să fie alăptat ca orice copil, după aceasta 9 luni în pântecele Maicii Sale, să crească asemenea cum crește orice copil, dar să sufere, să frămânzească, să înseteze, să obosească, să-l doară. Aceasta cu atât mai mult era un argument pe care evangheliștii și l-au însumat. La scurtă vreme, după ivirea creștinismului, s-a și născut o sectă zisă a dochetiștilor, care afirmau că Iisus Hristos nu a avut un trup real, ci un trup aparent. Și că deci, având un trup aparent, El pe cruce nu a suferit. Ceea ce este absurd, de altfel n-a avut viață lungă această sectă, pentru că este imposibil de imaginat că Iisus Hristos pe cruce s-ar fi uitat împrejur la Elui, la Sfintele Femei și le-ar fi făcut cu ochiul și ar fi spus, fii serioși, că eu de fapt nu sufăr nimic, numai mă fac că mă doare, dar în realitate nu mă doare nimic. Ori față în față de această perspectivă, deci a negării trupului real al lui Iisus, evangheliștii au găsit de cuvință să demonstreze că El s-a născut din trup omenesc. Dar veți zice și pe bună dreptate, bine, bine, dar trupul nu i l-a dat Iosif și l-a dat Fecioara Maria, așa cum știm și noi din credința noastră. De ce a fost nevoie de arborele genealogic al lui Iosif și nu de arborele Mariei, despre care se știe că și ea se trăgea din spița lui David, adică din aceeași trib, ceea ce a și făcut ca atât Iosif cât și Maria să meargă la Betleem, care fusese cetatea lui David, pentru că acolo să se înscrie la recensământul pe care îl poruncise cezarul din Roma. Așadar, de ce a fost nevoie de prezența acestui Iosif în viața Mariei, când era foarte simplu să fie doar ea și Duhul Sfânt? Ei bine, iubiții mei, de vreme ce Iisus Hristos s-a făcut om, urma să trăiască printre oamenii. Oamenii sunt organizați în societate, iar societatea, orice societate, este condusă de niște legi. Iudeii aveau și legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Să presupunem că Nazaret, așa cum le povestește evanghelistul Luca, Sfânta Fecioară Maria a avut vederea îngerului, care a venit la ea și a binevestit că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și știți foarte bine, vă amintiți,
Și a răspuns ea, bine, bine, dar cum o să nasc eu un fiu de vreme ce eu nu știu de bărbat? Știm că ea, într-adevăr, nu era căsătorită, era doar logodită cu Iosif, dar căsătoriți nu erau. Așadar, ea era fecioară, nu cunoștea bărbatul. La care îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Așadar, aici suntem lămuriți, dragii mei. Este suficient, deci, prezența îngerului care îi vestește zămislirea prin pogorârea Duhului Sfânt și prin lucrarea lui Dumnezeu Tatăl și Maria, cea care a purtat pe Fiul lui Dumnezeu. Ce rost are Iosif? Ei bine, vedeți cum le-a rânduit Dumnezeu. Repet, Maria, ca orice ființă umană, trăia într-o societate. Și anume trăia în orășelul Nazaret. Nu era un oraș foarte mare, dar oamenii se cunoșteau între ei. Să presupunem că ea l-ar fi născut pe fiul ei, pe Iisus Hristos, fără prezența vreunui bărbat în preajma ei. Știți ce prevedea legea lui Moise? O tânără care face un copil căruia nu-i se cunoaște tatăl sau îl naște în afara căsătoriei, era scoasă în afara cetății și omorâtă cu pietre. Aici era legea. Așadar, nu exista niciun fel de îndoială. Dacă în societatea în care trăia, să fi spus Sfânta Fecioară Maria, nu că să vedeți că copilul acesta este zămislit la Duhul Sfânt, și n-ar fi crezut. Și nouă ne vine foarte greu să credem, pentru că este o taină, este un mister, nu putem să le explicăm. Și ceea ce nu putem să explicăm, credem foarte greu sau credem prin altul pur de credință, așa cum i s-a spus lui Toma. Dar altfel nu avem cum. Și atunci, repet, cine ar fi crezut-o? Că este o mincinoasă și că realmente vrea să-și acopere păcatul. Și ar fi fost omorât. Și așa se face că logodnicul ei, repet, începe să-și joace rolul. De aceea vreau să spun că genealogia aceasta are rolul de a demonstra rolul lui Iosif în economia mântuirii neamului omenesc. Să amintesc în paranteză și altceva. Desigur, a fost greu să băgați de seama din înșiruirea atâtor nume, e vorba de 42 de generații, de la Avram până la vremea lui Iisus Hristos. Dar sunt rostite și două nume de femei, și anume de cananeanca Rahab, care era o femeie din Ierihon și care după ce Ierihonul a fost cucerit de către Iosua Navi, ea s-a căsătorit cu un evreu, cu un iudeu. Și s-a născut un copil din această căsătorie. Așadar, copilul acesta nu era evreu pur sânge, ci era jumătate evreu și jumătate neevreu, cananean. Iar numele celălalt este Rut. Rut era o moabiteancă, adică din neamul moabiților, un popor vecin cu iudeii din Palestina. Și ea s-a căsătorit cu un iudeu, din care s-a născut un copil, ea devenind astfel bunica regelui David. Așadar, iată că în sângele acesta al arborului genealogic sunt și câteva picături de sânge neevreu, adică de alte neamuri, cel puțin două neamuri. Prin aceasta marcându-se universalitatea religiei creștine. Iisus Hristos nu a venit doar pentru iudei, ci a venit pentru toate neamurile, pentru toate semințiile pământului. Toate au fost chemate la mântuire, așa cum aceste două femei, tot prin economia lui Dumnezeu, au intrat în sângele poporului evreu. Și acum, iubiții mei, să revenim la Sfânta Fecioară Maria. Repet, n-ar fi crezut-o nimeni. Este foarte probabil că ea i-a spus lui Iosif. Și este foarte probabil că Iosif nu este sigur că dacă i-a spus, Iosif n-a crezut. Era logodnicul ei și ea a mărturisit în clipa, nu știm exact, în care a început să-și cunoască sarcina, că spune că s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Prin aceasta, evanghelistul vrea să demonstreze și un lucru. Punând în secvență arborul genealogic și nașterea Mântuitorului. Ce să spune în arborul genealogic? Avraam i-a dat naștere lui Isaac. Isaac i-a dat naștere lui Iacob.
Iacob i-a dat naștere lui Iuda și fraților lui. Și așa mai departe. Deci bărbații care au dat naștere altor bărbați. Și după ce se termină arborele genealogic, evanghelistul începe cu un adversativ. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Acest dar însemnează că nașterea lui Iisus Hristos are un caracter aparte, are o natură aparte, este suprafirească, deosebită de nașterile care s-au întâmplat înaintea lui. Dacă naștere înaintea lui un bărbat a dat naștere altui bărbat, de data aceasta nu este un bărbat care dă naștere altui bărbat care se va chema Iisus, ci este de la Duhul Sfânt. Așa ați ascultat în Evanghelia de astăzi, dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost, călugodită fiind Maria cu un bărbat anume Iosif din seminția lui David și așa mai departe. Așadar, iubiții mei, de îndată ce Iosif, din mărturisirea Mariei, sau poate din simplu fapt că a început să observe semnele sarcinii, pur și simplu s-a înfricoșat. Și el se știa nevinovat. El nu se apropiase de locuința lui. Dar a crezut și el că Maria greșise. Și atunci n-a vrut el să o denunțe, pentru că el ar fi fost obligat, în clipa în care ar fi știut, să o denunțe el, opiniei publice, pentru ca ea să fie pedepsită, repet, prin omorârea cu pietre. Și n-a vrut să fie, pentru că desigur că ținea la ea, o iubea, ca orice logornic. Și n-a vrut să fie chiar el care să o dea în vileag, ni se spune, adică să o denunțe opiniei publice. Și a socotit el că cel mai bun lucru este ca să o lase pe ascuns. El să ducă undeva în lume, să se facă nevăzut și să o lase pe Maria să se descurce singură cum o vrea Dumnezeu. Dar în clipa în care el se hotăra să facă acest lucru, îngerul Domnului s-a arătat și i-a adeverit ceea ce îi spusese Maria sau l-a anunțat pentru prima oară. Iosife, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, pentru că ce s-a sămișlit întrânsa este de la Duhul Sfânt. De data aceasta nu mai încăpea nicio îndoială, pentru că era mărturia pe care o aducea însuși Îngerul Dumnezeu. Și din clipa aceea, Iosif a luat-o la sine pe logodnica sa, pe Maria, fără să-i devină soț în înțelesul real al cuvântului, dar devenindu-i soț în fața legii și a opiniei publice. În fața acestora, Maria era o femeie căsătorită și deci nimeni nu s-a mirat că atunci când ea l-a născut pe Iisus Hristos în Betleem și după ce s-a întors în orașul ei Nazaret, se întorcea în fața legii societății alături de bărbatul ei legitim. Așadar, Iosif, pe de o parte, legitima copilul în fața legii sau societății, iar pe de altă parte, o legitima și pe Maria. Îi apăra pe amândoi de rigorile legii, pentru că Iisus Hristos venea cu altă lege și venea ca Fiul lui Dumnezeu. Dar despre aceste lucruri, iubiții mei, vă voi spune mai multe și mai în amănunt în scrisoarea pastorală pe care o să vă citesc în prima zi de Crăciun de la aceste amvon. Așadar, iubiții mei, vedeți cum a lucrat economia lui Dumnezeu. Acesta este arborele genealogic și acesta este rolul Iosif. Altfel, Iisus Hristos, cum știm, a fost sămișlit de la Duhul Sfânt și a fost în același timp Dumnezeu și om, având cele două firi împletindu-se unele pe altele. Ca om, așa cum am spus, Iisus a suferit ca și noi, iar ca Dumnezeu a săvârșit minuni, a învățat ca nimeni altul. Ca om a pătimit și a murit pe cruce, ca Dumnezeu a înviat. Așadar, iubiții mei, v-am spus aceste lucruri pentru ca să vă tâlcuiesc acest text de Evanghelie, care nu este ușor, care pe mulți îi smintește. Și așa cum sunt foarte mulți sectanți care neagă Fecioria Maicii Domnului și care neagă chiar dumnezeirea lui Iisus și neagă împrejurarea reală, dar pentru frățiile voastre care sunteți credincioși ortodoxi, este bine nu numai să credeți, este bine să și știți ceea ce credeți, adică să vă conștientizați credința, pentru că totul este o perfectă rânduială a lui Dumnezeu. Cu această lumină a cunoștinței ne apropiem de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului. Vă doresc tuturor să ascultați colindele frumoase în continuare și aici
și prin casele voastre, și prin radio, și prin televiziune, este o năvală a colindelor care mărturisesc într-un fel și libertatea pe care ne-am recâștigat-o, iată, prin jertfa tinerilor de acum 12 ani, pe care ne-am amintit și ieri, ne amintim și astăzi, cu pioșenie, este un rezultat al colindelor, pentru că, iubiții mei, sub regimul comunist, așa cum știți, colindele nu se mai puteau cânta public. Le cântam noi prin biserici și de aceea să vă spun sincer, înainte de 89, a fost un concert al corului Madrigal la Ateneul Român. Ateneul plin, ca la Madrigal, fără îndoială. Dar a cântat colinde și într-o tăcere liturgică. Și la un moment dat au cântat acea colindiță, nu-i mai multă, să trăiască și ne ascultă. Și când corul a rostit că a sosit ziua cea sfântă, când colindele se cântă, toată sala Ateneului a izbucnit în aplauze. Era sentimentul că a sosit o zi mare, că era un gest de curaj pe care îl făcea atunci corul Madrigal cu Marin Constantin, ca în plină încă dictatură să cânte colinde și să rostească aceste cuvinte și că deci ceva trebuie să se apropie. Iată, deci că eu am trăit, eram acolo în sală și am trăit această extraordinară emoție care ne prefigura libertatea pe care aveam să ne-o câștigăm în decembrie 89. Sărbători luminoase în continuare și să fiți sănătoși. Amin.